Îi spunea mamei că eu în fiecare seară vine un tânăr îmbrăcat în alb, mai de mână și plec cu el. Dar eu văd, mă văd pe mine legată de gâtul mătale și totuși eu mă duc cu el. Și unde duci, dragă mami? Păi mă duc în niște orașe, nu știu o să spun, niște orașe, unul mai frumos ca altul. Și zice, bine, să mergem la părintele, să vedem preotul ce spune. Mi-am stat la părinte, părintele zice să-i facem molitele Sfântului Vasile, că poate e bolnavă mentală. Mi-a făcut molitele cum e azi și să vedem mâine, mai spune, a doua zi mai ușor, și să facea o detașare. A doua zi mai ușor, iar mergeam. Dar începea molitele Sfântului Vasile, 3 zile la rând mi le-a cetit. Și când părintele a văzut că eu mai ușor spun că plec, nu știam eu să spui de nașare, așa, atunci zice tutoră, da, fata-mi pace, că pe mama o chema tutoră. Da, fata-mi pace, să vedem ce o să întâmple. Dar mama, ca mamele, zicea, o după la tușa Iuliana să-i toarne costorul. Că dacă e toarne costorul, să arăte cine de la diavol, de la Dumnezeu, o să arăte. Și mi-a pus pe un scaun la bătrâna aia, mi-a pus un cerșap așa alb, m-a acoperit toată și mama a ținut un castron cu apă și mama tot acolo descânta, spunea acolo, știu eu ce spunea, topea cositorul. Și când l-a turnat în apă, i-am început să râd. Că am avut așa o bucurie, că nu am avut nici măcar nu m-am speriat, deși eram mică, aveam 6 ani, scamă. Și zice, gata, ia ceașaful. Și când am luat ceașaful, uite așa, era o păpușică cu aripi. Și îi spune bătrâna, zice, las fata în pace, zice că e sănătoasă și zice, cred că e un înger care o ia și-i arăt o lume care există, afară de noi. Doamne ajută! În acest videoclip vorbim despre unul dintre cele mai mari cazuri de înșelare ale românilor ortodoxi. Este vorba despre fenomenul Maica Veronica de la Vladimirești. Această așa zisă Maica Veronica, împreună cu soțul ei sau amantul ei, pentru că nu se știe sigur ce rol purta acest George Văsâi în viața Veronicăi, au dus și încă duc și la ora actuală foarte mulți oameni în înșelările lor sataniste. Deși știu foarte multe lucruri de la o persoană care a fost martoră, în unele cazuri de la Vladimirești, nu o să pot spune pentru că i-am promis acele persoane că voi păstra tăcerea. Doar atât pot spune că din tot ce am auzit acolo, pur și simplu eu am rămas cu gura căscată. Ce mai, am rămas fără cuvinte. Deci, datorită acestui fapt, o să cercetăm doar scrierile Maicii Veronica și a acestui George Văsâi. Dar înainte de a începe, am un lucru foarte interesant despre acest înșelat George Văsâi. Este vorba despre data morții lui George Văsâi. Și avem aici o scriere, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu George Văsâi, pentru că Fiul este scris cu F mic, da? Deci se referă la Fiul lui Dumnezeu George Văsâi. În fine, haideți să citim puțin, că nu e mult de citit, despre această dată a morții lui George Văsâi. Această pagină s-a autocreat datorită evenimentelor din 11 septembrie 2001, ora 11, când a fost asasinat marele arhitect, scriitor, poet, cercetător în lumea nevăzută, ziditor al lumii noi și al noului Ierusalim ceresc, George Văsâi. Eveniment ce a cutremurat lumea întreagă. 3 zile mai târziu de la asasinarea marelui arhitect, a fost declarat doliu planetar. Vineri 14 septembrie 2001, de la înălțarea Sfintei Cruci, când și marele arhitect a fost înălțat direct la tronul slavei, contopindu-se cu Tatăl Ceresc. După cum ați auzit, este vorba de o mare blasfemie, pentru că acest George Văsâi este numit Marele Arhitect. Pe marii arhitecții mai găsim prin masonerie. Acum nu știu dacă acest înșelat a fost mason și ce e ciudat că la moartea lui ci că a fost declarat doliu planetar. Iar marele arhitect, acest George Văsâi, a fost înălțat direct la tronul slavei, contopindu-se cu Tatăl Ceresc.
Mie aici mi se pare o mare, mare blasfemie. Ce mi se mai pare ciudat este data morții. Deci acest așa zis mare arhitect a murit fix pe 11 septembrie 2011, exact în data în care s-au produs acele atentate din America din 11 septembrie 2011. Ok, o coincidență stranie. Să începem cazul de înșelare, Maica Veronica, fenomenul de la Vladimirești. Aceste două personaje sinistre au mai multe lucrări scrise, cum ar fi Povestea vieții mele, Cercetări în lumea de dincolo, Din tainele universului spiritual, Nunțile necesare și altele. De menționat este faptul că la aceste prime cărți există această precizare, după cum vedeți. A se studia în ordinea de sus, indicată de către autori și de cei din lumea nevăzută care le-au comunicat. Deci, după cum se observă, aceste cărți ale celor doi demonizați sunt comunicate de către cei din lumea nevăzută. Am cercetat aceste cărți și am ajuns la concluzia că absolut toate cărțile lor au învățături care nu au absolut nimic în comun cu ortodoxia. Ba din contră, sunt cărți eretice și sataniste. Hai să începem cu această carte, Cercetări în lumea de dincolo, scrisă de Maica Veronica și părintele George Văsâi. Bine, aici văd că îi se spune părinte, cu toate că el nu a fost niciodată părinte. Puteți să cercetați. Deci nu uitați baza, pentru că aceasta este fundamentală. Aceste scrieri au fost comunicate de către cei din lumea nevăzută. Și începem cu mulțumirile celor doi înșelați către cei din lumea nevăzută. Și cei din lumea nevăzută sunt Filip și Serafia, celor ce ne-au vorbit primii despre ceruri și straturi, îngerilor noștri păzitori, lui Siu Carta, nu știu cine e Siu Carta ăsta sau asta, nu știu ce e, care a însoțit-o și călăuzit-o pe Veronica încă din timpul copilăriei, în timpul adolescenței până la deplina maturitate. Lui Calemnis, iar n-am auzit de Calemnis, care a împlinit setea mea de frumos și perfecțiune pe când eram în floarea tinereții și apoi ne-a călăuzit pașii în nenumărate rânduri. Lui Ioan Hrisostom, aici este vorba despre Sfântul Ioan Gură de Aur, datorită căruia, prin prelegerile și discuțiile sale și mai ales prin divina sa concepție din liturghie, a întreținut prin Euharistie inimile noastre vii și treze. Lui Galileo Galilei, Doamne ferește ce treabă are Galileo Galilei, în fine, care, înțelegând pretențiile noastre științifice, ne-a slujit cu răbdare și dragoste în cercetări. Lui Socrit, iarăși n-am auzit de Socrit, nu știu cine e, care înțelegând îndoielile noastre asupra autenticității unor texte, ne-a însoțit și supravegheat, ajutându-ne și la cercetarea culorilor de bază spirituale. Deci Socrit se ocupă cu culorile. Da, o să regăsim imediat în text. Continuăm cu mulțumirile. Doamnei Luminii, Maicii Domnului, care în timp ce Veronica era în mănăstire, i s-a arătat de 42 de ori și care adesea ne-a vizitat și acum pe amândoi. Fiului Luminii, Iisus Hristos, care a fost întotdeauna băutura și hrana noastră și cu binecuvântarea căruia au fost împlinite cercetările prezente în această lucrare. Deci acestea sunt personajele căruia cei doi înșelați îi mulțumesc pentru scrierile din această carte. Și după cum vedem aici, i-au amestecat pe sfinți și pe Maica Domnului, pe Iisus Hristos, cu ceilalți rătăciți, cum ar fi Socrit ăsta sau Galileo Galilei, Siu Carta, habar n-am, nu știu cine sunt ăștia, dar a făcut o varză așa. Toată cartea asta e plină de blasfemii și de înșelări, iar eu nu o să citesc acum toată cartea pentru că e foarte mult de citit, dar o să scoatem în evidență câteva exemple de învățături și înșelări demonice. Și ajungem la o mărturisire a înșelatului George Văsâi, în care spunea următoarele. În anul 1962 mă îmbolnăvesc de endocardită și sunt internat la spitalul Salcia, spital destinat în exclusivitate deținuților politici. Aici, în spital, am cunoscut pe Hegeduș Ianoș, un medium extraordinar. Deci un medium. Ce să caute medium în ortodoxie? Deci la noi în ortodoxie nu avem niciun medium, nu avem nimic. Ianoș putea intra în legătură nu numai cu orice spirit, ci putea vedea de la distanță orice om în trup. Deci e vorba de spiritism, da?
îi citea calitatea spirituală și putea discuta cu el orice problemă. Ianul s-a bucurat foarte mult că găsise în mine omul cu care să se poată verifica pe sine. Timp de peste 4 luni, seară de seară, după ce colegii noștri se culcau, noi cercetam spiritele și pătrundeam în secretele vieții de dincolo. Deci aici e clar, vorba de spiritism, da? Medium și spiritism. Și după care începe vrăjeala asta cu culorile. Ceea ce am verificat împreună a fost concordanța dintre luminozitatea corpului astral sau spiritual și faptele din viața spiritului, și anume, fiecărui păcat îi corespunde o pată de o anumită culoare. Roșu este culoarea crimelor, maroniu la hoției, albastru pentru desfrâu și galben pentru orgoliu. Culoarea gri este proprie oamenilor cinstiți, curați și harnici. Marea majoritate a oamenilor au corpul astral pestriț. Deci, după cum auzim aici, este vorba clar de culori. Ideea aceasta a culorilor le găsim peste tot prin învățăturile eretice, cum sunt bioenergiile, yoga, reiki și așa mai departe. Ok, să continuăm. Printre persoanele cercetate de noi, spre a vedea calitatea spirituală, a fost și stareța Veronica de la Vladimirești. Spre surpriza lui Ianuș, nu și a mea, spiritul lui Veronica era alb și mai mult a constatat că Veronica era discul meu, adică eu și Veronica, cu miliarde și miliarde de ani în urmă, formam un singur disc. Deci formau un singur disc acum miliarde și miliarde de ani lumină. Când știm cu toții că creația Domnului Dumnezeu nu are mai mult de 7500 și ceva de ani. Ok. Astfel am cunoscut că toți oamenii, toate spiritele, au fost cândva ființe asexuate și numai intervenția divină a provocat desfacerea în două a discurilor și prin aceasta a celor două sexe. Aha, deci ăștia erau un fel de un singur trup și intervenția divină i-a transformat în două discuri. Doamne ferește! Întâlnirea discurilor este foarte rară pe pământ, extrem de rară. Văzând-o pe Veronica, Ianuș a prevăzut căsătoria mea cu dânsa, ceea ce s-a și întâmplat. Deci eu, sincer, până acum n-am mai văzut și n-am mai auzit în viața mea ca o stareță de mănăstire să se căsătorească. La 2 mai 1964 a venit Veronica în București, iar pe 5 decembrie al aceluiași an am oficiat căsătoria. Deci s-au căsătorit. Cercetările mele împreună cu Veronica au început din august 1964, încă de pe când Veronica locuia la Poiana Țapului. Primele spirite, cu care am intrat în legătură au fost Serafia Teșnic și logodnicul ei, Apostolul Filip Mirlon. Apostolul Filip. Nu știu, probabil se referă chiar la Apostolul Filip. Așa. Vreau să adaug că, încă de pe când eram cu Ianuș în închisoare, într-una din seri, căutând să aflăm cine este bărbatul pe care Veronica îl văzuse deseori, s-a prezentat înaintea noastră un spirit foarte luminos pe nume Siucarta, care ne-a lămurit că el este bătrânul din vedeniile lui Veronica, dar nu și-a dezvăluit identitatea, deoarece ar fi provocat confuzie și dezorientare între niște oameni care, cultivând credința ortodoxă, nu ar fi primit un nume străin de sfinții bisericii și ar fi provocat discuții contradictorii și neîncredere. Ceea ce mi se pare normal, adică un necunoscut, un duh de ăsta necurat pe nume Siucarta, nu ar îndrăzni să se apropie de sfinții biserici. Deci este vorba despre spiritism sau de fapt despre invocări demonice, pentru că până la urmă aceste spirite invocate sunt demoni. Apoi, aceste spirite demonice i-au învățat pe acești doi rătăciți că există 9 ceruri, pe care ei le denumesc straturi, iar în al 9-lea strat se află orașul de aur. În fiecare strat există anumite spirite de diferite culori, fiecare cu culoarea lor specifică, apoi găsim ceva foarte, foarte interesant, și anume, în toate straturile de la 1 până la orașul de aur, spiritele sunt sexuate, adică există bărbați și femei. Opalul nu cunoaște sexele, acolo ființele nu au sex. În toate straturile, spiritele au aceleași necesități ca și cei de pe pământ, însă nu atât de stringente. Hrana este variată, alcătuită mai ales din fructe de diferite soiuri și variază de la un strat la altul, necesitățile diminuându-se pe măsură ce ne apropiem de orașul de aur.
Sexualitatea este și ea prezentă în straturile mai de jos. Pe măsură ce urcăm, de la 5 în sus, spiritele se satisfac din priviri, fără a se mai face simțită necesitatea contactului sexual, care încă din stratul al 5-lea începe să se atenueze. Deci ferească Dumnezeu și Maica Domnului ce blasfemie găsim aici. Adică, în ceruri, sau în straturi cum le numesc ei, se face sex, da? Iar când ajungi de la stratul 5 în sus, spiritele se satisfac din priviri. Ferească Dumnezeu și Maica Domnului. Uite. Ok, sărim la un alt punct în această carte plină de învățături sataniste și citim. Nu vrem să anticipăm, dar cu titlul provizoriu informativ, vă putem spune că în orașul de aur au ajuns de pe pământ numai 6 spirite. Și hai să vedem care sunt cele 6 spirite care au pătruns în orașul de aur sau care au ajuns în orașul de aur. 1. Doamna Luminii, mama lui Isus, scrie în paranteză. Asta cu mama lui Isus numai secretarii o spun așa. 2. Buddha. Deci Buddha a ajuns în rai, da? În orașul lui Dumnezeu, acolo, în orașul de aur. 3. Densi sau Ioan Evanghelistul. 4. Faur sau Ioan Botezătorul, în paranteză Ilie Prorocul. Deci după nebunii ăștia, Ioan Botezătorul și Ilie Prorocul sunt una și aceeași persoană. Da, deci aici e vorba de reîncarnare sau reîntrupare, cum gândeau ei din învățăturile satanice. 5. Socrit, Copernic cu Chito. Ce nu mai fi și ăștia. 6. Zeul Zamolxis. Deci până la urmă și Zeul Zamolxis se află tot în orașul de aur și tot lângă tronul lui Dumnezeu. Doamne, Maica Domnului, ce să caută zeul Zamolxis lângă Dumnezeu? Doamne ferește! Și al 7-lea personaj este Decebal. Deci și Decebal, fraților, a ajuns lângă Dumnezeu. Doamne ferească Dumnezeu! Da, și mai vedem aici că în stratul al 8-lea, care este de fapt tot în rai acolo, dar cu o treaptă mai jos decât orașul de aur, cum îi spun rătăciții ăștia, sunt și câțiva filozofi, printre care Kant, Hegel, uite, mai este Vasile cel Mare, de fapt, Sfântul Vasile cel Mare, nu bănuiesc, Ioan Hrisostom, care de fapt este Sfântul Ioan Gură de Aur, Grigore, Cuvântătorul de Dumnezeu, Galileo Galilei și Isaac Newton. Deci, pe lângă marii sfinți ai Ortodoxiei, îi mai găsim și pe rătăciții ăștia, printre care Isaac Newton, Galileo Galilei, Kant și așa mai departe. Trecem acum la cercetări în lumea nevăzută și haide să vedem cum se desfășura o ședință de spiritism în care cei doi rătăciți, Maica Veronica și cu George Văsâi, invocau demonii. Și după cum vedem aici, este vorba de un demon care îi înșela pe acești doi rătăciți, cum că ar fi Maica Domnului. Deci, Doamna Luminii, Fecioara Maria. Suntem doar noi doi, Veronica și cu mine. Am rostit chemarea, în numele Dumnezeului celui viu, în numele adevărului, a luptei pentru dreptate și adevăr, prea venerata Doamnă și Mama lui Iisus Hristos, Marele Dascăl, vino în mijlocul nostru. Și după a treia chemare, Veronica spune, a venit, e în alb, poartă pe trup un văl pe care îl ține cu mâinile amândouă. George, prealuminată Doamnă, primește salutul nostru, în iubirea care ne-a îndemnat să te chemăm. Apoi Doamna Luminii, care de fapt nu este nici de cum Sfânta Fecioară Maria, este un demon, spune, fiți binecuvântați, fiii mei, am venit între voi pentru că m-ați chemat. Eu sunt între voi pururea, stau mai mult între cei necăjiți decât între cei fericiți. Eu sunt mama necăjiților și întristaților, și așa mai departe. Și acum, la dorința iubitei mele fiice pe care am ocrotit-o din pruncie, am venit, deși eu mă odihnesc de multe ori în această casă pe care v-am hărăzit-o pe acest pământ, pentru vremuri grele, refugiul vostru și al altora, bucuria noastră, liniștea voastră. De aceea am spus că iubita mea, Serafia, să fie prietena acestei case și îndrumătoarea fiicei sale. Iar tu, iubitul meu George, care mi-ai fost dat din scutece de maica ta, te învălui cu vălul dragostei mele de mamă și îți dau putere de la fiul meu să poți să biruiești întunericul, să poți să arăți adevărul celor care nu au vrut să-l cunoască și celor care n-au avut nici puterea, nici posibilitatea de a-l cunoaște. Doamne, ferească Dumnezeu
Și auziți ce spune această Doamna Luminii, care nu este nici de cum Sfânta Fecioară Maria? Să fie alături de scumpa mea fică. Ți-a fost încredințată pentru a-ți fi telefon, să lucrezi cu ea, ca să arăți adevărul și voința celor care vă iubesc pe voi, cei de pe pământ. Deci acest demon care pozează în Maica Domnului i-a dat-o lui George Văsâi pe rătăcita asta, Maica Veronica, să fie pe post de telefon. Bine, și în continuare se scriu foarte multe abureli, dar nu mai citesc, căci chiar nu are rost. Cine vrea să citească, nu are decât să o facă. Deci, în continuare, în această carte sunt prezentate diferite invocări ale demonilor, sub diferite denumiri, întocmai pentru a le face pe plac și a-i duce într-o formă totală de înșelare pe cei doi rătăciți. În această carte găsim și acest simbol, care de fapt este o spirală, iar spirala o găsim în toate nebuniile ezoterice. După cum spuneam mai devreme, pentru că sunt foarte multe spirite sau demoni invocați de către acești doi rătăciți, nu o să îi citesc pe fiecare în parte, o să vă arăt din cuprinsul cărții persoanele cărora demonii le-au luat înfățișarea pentru a le face pe plac celor doi înșelați. Și aici, printre alții, avem așa: Amurgul, care este un demon, Marele Dascăl, ia uite, avem și prima călătorie în spirit a lui Veronica, Buddha, Iuda, acum cine știe care Iuda o fi, sper totuși să nu fie Iuda Iscarioteanul, Gingis Han, deci l-avem și pe Gingis Han acum. Deci ăsta mai lipsea de pe lângă tronul lui Dumnezeu. Aoleu, Caligula, Alexandru Lăpușneanu, Galileo Galilei, Ioan Barbu, Vasile Voiculescu, Siucarta, Ludovic al IX-lea, Ludovic al XI-lea, Ludovic al XIV-lea, Papa Iuliu al II-lea, Napoleon Bonaparte, Ludwig van Beethoven, Costică Surdu, nu știu cine o fi ăsta, Attila, Galileo Galilei, văd că e vedetă Galileo Galilei prin carte, Eliphas Levi, Notovici, Miller, Eleonora Zugun, ce mai, foarte mulți rătăciți care, după părerea acestei măici, rătăciții ăștia sunt lângă tronul lui Dumnezeu, sunt în rai sau în orașul de aur, cum îl denumește celălalt rătăcit George Văsâi, Ani Stănescu, Ion Petreanu, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Brâncuși, Rafael Sanzio, bine că nu l-a trecut pe Rafael Nadal. Ia uite aici, Bach, Mozart, Haydn, o grămadă de rătăciți prin cartea asta. Ia uite, îl găsim și pe Albert Pike, Einstein, Giordano Bruno, Darwin, aoleu, dacă l-a băgat și pe Darwin, că e la Dumnezeu, la dreapta lui Dumnezeu, Doamne ferească Dumnezeu până la urmă. Fulgerul Întunericului, deci fiți atenți, ăștia au vorbit și cu spiritul fulgerului Întunericului. Mohamed, iau treci pe Mohamed, Platon, Socrate, Aristotel, Spinoza, Voltaire, Martin Luther, iau te, deci și Martin Luther e tot lângă Dumnezeu. Horea Cloșca și Crișan. Deci ăștia, pe unde apar, pe unde n-apar, tot în trio își fac apariția. George Enescu, uite și pe Nil Dorobanțu. Deci toți ăștia, după concluziile celor doi rătăciți care au scris aceste cărți, sunt în rai sau lângă tronul lui Dumnezeu. Concluzia mea este că așa zisa Sfântă Veronica, după cum este proclamată de către o parte a oamenilor căzuți în această vrajă demonică adusă prin Maica Veronica, deci această maică a fost o mare înșelată și din păcate continuă să ducă oamenii în înșelare. Toate scrierile lor nu au absolut nimic în comun cu adevărul, nu au absolut nimic în comun cu Sfânta Scriptură, nu au absolut nimic în comun cu învățăturile Sfinților Părinți. Știu că prin acest videoclip unii oameni se vor simți ofensați, dar nu îi reține nimeni să ia frumos aceste scrieri total eretice și să le compare cu învățăturile Sfinților Părinți. Drama cea mare este că acești oameni care după toate aceste scrieri eretice continuă să creadă că Maica Veronica este sfântă, se îndepărtează total de la adevăr. Iar gândul care trebuie să-l porți în minte este că erezia nu duce la mântuire,
Doamne ajută, discernământ și mântuire la toată lumea. Numai că la biserică la Părintele Galeriu am intrat într-una din cele mai periculoase mișcări eretice din România, cea legată de fenomenul Vladimirești. Rătăcire care încă nu este destul de bine cunoscută ca atare în România, deși a existat o scrisoare celebră scrisă de mari părinți, Părintele Cleopa, Părintele Arsenie Papacioc, Sandu Tudor și alții, care au făcut praf fenomenul Vladimirești, datorită ereziilor răspândite de Maica Veronica, totuși după 89 s-a încercat coafarea problemele respective, nu că Maica nu era eretică, nu că Maica a fost clevetită, că de fapt lucrurile stau altfel, dar eu am fost în această rătăcire și știu foarte bine că în mănăstirea Vladimirești erau două tipuri de maici. Maicile care făceau parte din această grupare eretică și care credeau în reîncarnare, nu-i spuneau reîncarnare, spuneau că ele cred în reîntrupare. Că așa scria Maica Veronica, că există reîntrupare. Adică nu toate spiritele se reîncarnează, ci doar spiritele alese. Marii sfinți vin din nou pe pământ ca să facă bine. E exact învățătura orientală despre așa numiții bodhisattva, doar că ai preluat-o în sfera creștină. Dar e învățătură păgână 100%, nu are nimic de a face cu învățătura sfinților părinți. Și mai era o parte din maici care trăiau în Vladimirești fără să aibă habar ce erezii se răspândesc acolo. E bine, în clipa în care am intrat în această grupare, am primit puteri diavolești pe care în yoga le capeți după mulți ani de zile sau la sfârșitul vieții tale dacă le capeți. În această grupare se chema Alianța pentru Renaștere Spirituală, ARS. Îți puneau mâinile în cap și începeai să vezi îngeri, aure, să vindeci oameni, să știi lucruri din viitor, să știi lucruri din viețile trecute, dar toate acestea erau halucinații drăcești. Ei bine, eu am intrat în gruparea aceasta, ARS. M-am dus la Vladimirești, am cunoscut-o pe Maica Veronica și eram convins că am ajuns la cele mai mari adevăruri spirituale. Mie mi s-a zis foarte simplu, de ce să te duci în Grecia, într-o mănăstire, într-o țară străină, într-o mănăstire yoghină, când în țara noastră există reîncarnat Sfântul Ioan Evanghelistul, la Mănăstirea Recea, Părintele Ioan. Și într-adevăr n-avea niciun rost să mă duc în Grecia când la noi în țară era reîncarnat Ioan Evanghelistul. N-am avut nicio îndoială. Părintele Ioan de la Rece este Ioan Evanghelistul, pentru că ni se spunea, tu ești cu tare, tu ești cu tare, eu eram Rama, mare conducător al lumii Orientului, aveam numai baza conică, ni se arăta în vise ce am fost viețile trecute, tot felul de îngeri demonici, numai că în vise nu-ți dai seama că sunt demonici. Am văzut odată un înger care mă ridica la cer, avea toate culorile, dar nu culorile obișnuite, avea niște culori ieșite din comun extraordinare și când te trezești, te gândești, băi, ăla nu poate să fie decât de la Dumnezeu, pentru că nu erau niște culori din lumea asta, erau culori din altă lume. Amănunte prin care dracul te câștigă pentru că îți dă exact ce vrei. Vrei minuni? Puh, lumea lui sunt minunile și ți le dă pe bandă rulantă, câte vrei.